În umbra lui Shakespeare, scrisă de autorul băimărean Walter Ubelhart, este un roman inspirat după o poveste adevărată. Este vorba de o încercare de a scoate la lumină viața unui personaj misterios născut în anul 1576 în Baia Mare. Iohannes Banfi Huniades este absolvent al Scola Rivulina, unde a învățat limbi străine, între acestea aflându-se și engleza. El se afirmă în cercurile alese din Londra, ajungând să fie apropiat iar marelui William Shakespeare, căruia nu doar i-ar fi sugerat teme devenite celebre în timp, ci și texte. Cartea a fost prezentată în detaliu publicului din Baia Mare, sâmbătă, la Centrul Universitar Nord. Dumnezeu ne propune o descifrarea unei realități criptice, unei realități încifrate pe care domnia sa, ca inițiat, ne propune să o deslușim, să o clarificăm. Ne propune așadar să lucrăm cu un cod. Sigur, a mai fost și rețeta nu este nouă, este de succes. Romanul este scris într-o manieră modernă, cititorul ușor putând identifica două planuri. Unul îl transpune în perioada medievală și la activitățile specifice de atunci și celălalt, la încercările autorului de a identifica în Baia Mare de astăzi dovezi ale unui trecut spectaculos.